De mai bine de 40 de ani se tot vorbește despre necesitatea construirii unei șosele de centură pentru orașul Hațeg, dar toate tentativele s-au blocat din diferite motive în diferite faze. Nicolae Timiș, candidatul PMP pentru funcția de primar al orașului Hațeg, spune că lipsa șoselei ocolitoare face ca traficul rutier în oraș să fie unul infernal. Autoturisme, camioane, tiruri circulă bară la bară prin centrul orașului. Pietonii sunt nevoiți să se descurce pe cont propriu, iar poluarea a devenit o o mare problemă pentru sănătatea locuitorilor. Construirea unei șosele de centură pentru orașul Hasek s a pus uh, încă dinainte de anul 1989. Lucrările începute atunci au fost istate în 1996 din cauza lipsei de bani. În tot acest timp nu a fost realizat niciun metru din varianta de ocolire, ci doar o parte din infrastructura unui pod. În 2007, primarul de atunci, Nicolae Timiș, a decis să reluarea proiectului, tot cu bani de la guvern, dar s-a blocat aproape de final din cauza unui petec de pământ pe care proprietarul nu a vrut să-l vândă primăriei. Lipsa unei rute ocolitoare face ca pe străzile principale din Hațeg să treacă toate mașinile care circulă între Valea Jiului, centrul județului și Caransebeș. Din ce zonă vin? Petroșani, Caransebeș, Deva, Caransebeș. De ce? Pentru că din DN66 în DN68 nu există variantă de ocolire sau centură cum se spune mai nou. Hațegul din păcate de mai mulți ani din perioada mea a pierdut această oportunitate și ne-am pomenit că la ora actuală nu avem centură pe care să circule traficul greu. Și din cauza asta ați văzut, este un trafic infernal, din păcate. Infernal, gândiți-vă ce înseamnă pentru cetățenii care locuiesc pe cele două străzi, cele mai lungi din orașul hațeg, progresului și Horia. Dacă dumneavoastră v-ați chinuit să ajungeți așa de greu, gândiți-vă la cei din trafic cât de greu le este să ajungă înspre Caransebeș, Deva sau Petroșani. O centură ocolitoare înseamnă descongestionarea întregului trafic și implicit o creștere a calității vieții hațeganilor afectați de poluarea din trafic, iar finalizarea proiectului este prioritară pentru Nicolae Timiș, candidat la primăria Hațeg. În 2007 eu am construit prima variantă. Sigur, ea era începută mai de mult, dar eu am ajuns să o duc la finalitate. Am avut și în trecut, în programul meu electoral, acest lucru. Firește că îl păstrez și acum. Am spus, în momentul în care vin la primărie, stabilesc prioritățile orașului. Și aceasta este una din prioritățile orașului, adică a degaja orașul hațeg de traficul greu, a construi centura ocolitoare a orașului hațeg, din DN68 în DN66. Deci rămâne pentru mine o prioritate prioritate pentru că știu ce înseamnă Hațegu, știu ce înseamnă traficul greu, știu ce înseamnă deranjul în orașul Hațeg, că vă spuneam la început, din centru eu am reușit să-l scot, gândiți-vă, acum mai mult de 16 ani.